Mă numesc Vătea de Dina, sunt, am 75 de ani și sunt din județul Buzău. Prima dată am început-o cu spitalul militar. Mi-a zis că am fibrilații la inimă și sunt pentru paralizie. Zicea doctorul că zice, ferească Dumnezeu, ești pentru să nu faci niciun efort, că paralizezi. Regim foarte strict, să mergi foarte puțin, să vorbești foarte puțin, nici să vorbesc, nu aveam voie. Așa, și mergeam la control, m-a pus, am făcut un film. De cât timp ați fost diagnosticată cu afecțiunea? Deci cu 2 ani de zile, eu acum în noiembrie am 3 ani de când m-am operat, deci cu 2 ani în urmă, de 5 ani de zile aproape urmez. La o lună de zile m-a chemat la control, pe urmă la fiecare 3 luni mă duceam la control, mereu m-a amenințat că sunt pe fază de paralizie și mă speria că nu ai voie să faci niciun efort și păzește nici să nu vorbești mult, nici să nu mergi mult, niciun efort să nu faci. Și vă dați seama cum e la țară, așa de treburi multe, făceam, dar nu mai puteam de frică. Frica mea era când vedeam ceva, zic gata, paralizez, sau vedeam ceva, nu ședeam în tot timpul în presiune. Și am dus-o așa vreo 2 ani, dacă am văzut că nu realizez nimic, m-am dus la dispensar la noi și am cerut o trimitere către spitalul Floreasca, că am auzit că acolo multă lume s-a tratat și au realizat. Și acolo n-am găsit doctorul care l-am căutat, am găsit altă doctoriță, m-a internat, mi-a făcut toate analizele, toate, și mi-a spus așa, zice, ești nevoie să te operăm, că ai vasele înfundate la inimă. Și mi-a dat un tratament, nu a avut aparatul care a trebuit să-l aibă și a spus că îl primește din străinătate și am venit acasă, asta a fost în luna lui August. În luna lui August am venit acasă, țineam legătura cu ea la telefon, nu punea să fac inereul, am avut odată o hemoragie de sânge și a sunat-o Valerica și a spus că imediat să pună niște vitamina C, niște tampoane de alea așa, a fost foarte periculos. Și m-a trimis să fac analiză. Îi dădeam rezultatul cum a ieșit tinereu și pe urmă, când a avut aparatul, m-a sunat și mi-a spus, te prezent la spital de urgență. M-am prezentat, m-a pus la aparatul ăla, a înregistrat unde sunt vasele înfundate. Și mi-a spus, zice, uite, asta este, nu stai fără operație, operația se cheamă bypass. A venit doctorul, mi-a spus, zice, trebuie să chem de acasă donator de sânge. Domnul doctor, zice, nu un donator de sânge, familia mea să au... au diabet. De atunci n-am mai zis nimic. Și zice, uite, nu astăzi, nu mâine, poi mâine te operăm. După filmul ăsta m-a ținut 24 de ore imobilizată la pat, legată cu piciorul la pat, să nu mișc, să nu vorbesc, să nu fac niciun gest. Foarte greu a fost pentru mine alea 24 de ore ținut. Îi făceam fete semn să mă pe spate, îi spunea că nu mai pot, arătam. Să-mi dea un pic de apă, iar când aveam voie să vorbesc, să-mi dea un pic de apă, când mi s-a uscat gura de set. Și a trecut alea foarte greu, mi s-a părut mai greu cu operația. Urmă, mi-a luat inima în dinți, ce era să fac? A venit doctorul la pat, mi-a arătat, zice, uite, sunt așa, aici trebuie să te operăm, uite, așa, așa, dai scălitură. Am dat scălitură. Mă întrebam cu fata, ce să faci, ce să faci, mamă, altă scăpare n-ai. La discălitură m-au operat, după ce m-au operat m-au dus la pat, am făcut hemoragie, zăceam un baltă de sânge în pat. Doctorul care era de noaptea aia a dat telefon la doctorul care m-a operat și a zis, în 5 minute sunt acolo, nu veniți cu asta, spuneți ce să fac eu. Că zice, eu nu știu operația ce ai făcut și m-a salvat. A fost foarte greu, 4 zile și 4 nopți m-am zbătut între viață și moarte, dar Dumnezeu cu mila lui m-a scăpat. Câți ani au trecut de la operație? Da, mi-a dat drumul acasă, la o lună de zile m-a chemat iar la control și am urmat cu el așa cu tratamentul ăsta, mi-a dat tratamentul ăsta de pletal. N-am avut din să-l iau băiatul, a intervenit cu un băiat de în Germania, nu știu de unde, mi l-a făcut rost, nu m-a ajutat cu nimic. L-am luat, că trebuia să-l iau, că zicea doctorul să-l iau, l-am luat. M-am dus cu el ca să-l vad, uite, ăsta-i tratamentul, urmez cu el, că el tot avea impresii că nu-l iau și că nu urmez cu tratamentul, l-am urmat, n-am niciun rezultat. Acum câți ani ați făcut operația? Pe noiembrie, acum am, pe 20 noiembrie, am 3 ani. Da, 3 de la ani. Operație? Da, și am mers regulat la control, când m-a cerut el, am mers la control. Mi-a păreau pete vine pe mine, ziceai că m-a săgetat mort. Pe 20 noiembrie se împlinesc 3 ani de la operația mea, care o duc așa,
cu control, cu IMR-ul, cu fiecare săptămână, am făcut și de două pe săptămână IMR-ul. Deci țin legătura cu doctorul, spun cum ies, îmi spune câte medicamente se iau, cum să le iau. Mi-e foarte greu, dar nu ce să fac. Așa mă culcam de multe ori, zic, mă mai scula sau nu mai scula. Și la trei luni mă duceam la control și nu mă ajută cu nimic tratamentul. Până la urmă m-am dus și am luat o trimitere de la dispensar de la noi, la vreo 2 ani de zile am umblat cu spitalul militar. Și am cerut să mă duc la spitalul, că am auzit și de prin auzite că la spitalul Floreasca este un doctor foarte bun și o să mă realizez. Și m-am dus acolo, m-am internat, l-am găsit doctorul, l-am găsit altă doctoriță, m-a internat și mi-a făcut toate investigațiile și a spus că am nevoie de operații, că am vasele înfundate. Și nu are un aparat care trebuia să mă pună la aparat. Și m-a trimis acasă, mi-a dat un tratament de vreo 3 luni de zile și nu s-a împlinit 3 luni de zile, m-a sunat la telefon și a zis să mă duc de urgență la spital că a venit cu aparat. Când m-am dus, m-a făcut analiza aia cu aparatul la care m-a pus și mi-a spus că am nevoie de operații, că l-a înregistrat unde sunt vasele înfundate. Și a zis că să mă opereze, să dau iscălitură, să donez sânge și zic, domnul doctor, eu nu am de unde să donez, că toți ai mei sunt cu diabet. Și atunci n-am mai avut nevoie. Da, și mi-a spus, astăzi mi-a făcut firmul și cum e, nu mâine, păi mâine m-a operat. Și a spus că mi-a scos vasele înfundate și mi-a pus altele. Și a fost foarte, foarte greu. Și la o lună de zile m-a cerut la control, analiza aproape am făcut prin IMR-ul și de două ori pe săptămână. Cât am stat la fată la Buzău, vineau acolo și mi-l luau acolo la Buzău, că nu puteam, vreo două luni de zile nu puteam să mă dau jos singură din pat. Mă duceam într-un la control, aproape de prunt, la doi ani de zile când m-am dus, mi-a spus, zice, tu m-a găsit foarte rău, de la genunchi în jos, a spus că nu mai circulă sângele și lasă la mine la Dumnezeu ce vrea Dumnezeu cu mine. Și atunci noi eram desperat, nu mai aveam niciun curaj, decât v-am spus ce să făceam. Când vedeam, zic, Doamne, dacă mai ești pentru mine vă șansă de scăpare, tu deschide în drumul mic. Și uitându-ne noi la televizor, la OTV, a văzut fata și zice, mamă, hai repede în coasă, vezi eu ce e aici, în tratament. Și a notat repede pe hârtie, a notat repede și a sunat. Și a spus, uite, și pe mama bolnavă, așa, așa, deci aș vrea prea și noi un tratament de la, dacă se poate, uite cum e mama, cu fibrilație, și de acolo i-a răspuns, da, zice, foarte bun tratament. Și mi l-a adus la Buzău și am urmat cu el. Deci am urmat cu el, am început din luna martie. Pe 15 martie am urmat în continuare, iar pe 28 aprilie am fost la control. M-a spus de-am făcut filmul ăsta, cum a spus fata? Așa, am făcut filmul ăsta și doctorița acolo când îmi făcea filmul, o vedeam că tot ședea pe gânduri, dar eu îi spuneam de acasă băiatului, că băiatul zice, mamă, să fii atentă cum găsește filmul. Și eu eram atentă ce vorbea doctorița cu asistenta, ca să scrie acolo. Eu nu mai aveam decât mintea mea acolo, mi-era ce auzeam la el. Și tot vedeam că îi mută și doctorița și asistenta, dar nu știam ce se întâmplă cu mine. N-a spus nimic doctorița. Fata a intrat la doctoriță și a întrebat, zice, doamna doctor, cum se simte mama? Zice, mi-e și frică să spun cum se simte. Foarte bine se simte. Zice, dar eu nu-i spun asta, că poate nu mai ține regim. Mergem la doctor, când vede doctorul acolo, zice, luați loc, ce să mă duc eu să pui filmul la televizor, să văd cum este și vine și el, zice, doamna, dar ce ați făcut? Dar eu zic, domn doctor, am urmat regimul care mi l-a dat dumneavoastră, eu știm de ce am făcut. Nu i-am spus. Și zice, dați încoace și aveți răbdare să-l iau, să-l dau, să-l trec pe calculator, să lucrez și eu cu studenții mei, să spun cum am reușit eu cu operația, cu un pacient. Și ne-a ținut acolo și acolo vreo două ori la control. Și o bucurie mea cea mare a fost și am zis că nu mi se trage decât la dumneavoastră. Și băiatul i-a spus, măi, zici, lu-l de la Arad, că el îmi luase un tratament de pletar, care costa peste 25 de milioane. Deci mi l-a luat de două ori. Am zis, eu n-am posibilitate să le iau, dar el zice, mamă, nu te ajut, nu-ți fac nicio treabă, îți iau și eu tratament. Și se găsea foarte greu, că era pun străinătate, dar nu m-a ajutat nici ăla cu nimic. Degeaba am dat banii pe el. Și atâția bani, atât gândiți. Și atunci i-am sunat pe toți, am spus și băiatului, să știi, Ionel, că am găsit un tratament care Dumnezeu mai îmi dă șanse de supraviețuit. Uite, așa, așa, zice, dar să-mi spui și mie, să sun și eu, că și eu am nevoie. Și a sunat, nu să știi de câte ori a sunat și n-a putut niciodată să rezolve.
și am plecat de acolo foarte supărat, foarte supărat și eu și fata, nici nu soț acasă, nici nu știu dacă îndrăzneam să-i spui, zicând, dacă îi spui, el supăr. Dar sufletul meu era tot timpul supărat și când vedeam o icoană a Mântuitorului, așa gândeam eu și așa ziceam, Doamne, dacă pentru mine mai e o speranță, arată și mie un drum unde să mă duc, ce să fac. Și la televizor, fiind la fată, a văzut fata și mă zic, mamă, hai repede în coasă, vezi ceva. Și am văzut cum tratamentul ăsta zeolit, cum se vindică și cum arătați dumneavoastră acolo și atunci a arătat repede adresa și după ce s-a terminat emisiunea, a sunat fata, imediat a sunat. Și a spus, sunt din județul Buzău, mă numesc cu tare, iar și eu pe mama bolnavă, uite, a spus cum sunt bolnavă și aș vrea și eu un tratament. Deci, practic, din noiembrie ați fost propusă din nou pentru operație, din noiembrie 2010. Și tratamentul ați început în martie? La 15 martie, atunci a sosit tratamentul, atunci l-a sosit. Atunci l-am început. Deci o lună și jumătate. Cu zeolit. Cu zeolit. Deci la o lună și jumătate am fost nevoit că m-a chemat la control. Am dat telefon și m-a chemat la control și când mă cheamă trebuia să mă duc. Când m-am dus la control și mi-a făcut filmul, m-a trimis de am făcut filmul și când m-am dus la doctor cu el, a pus mâna la gură și a rămas, n-a știut ce să mai zic. Și zice, ce ai făcut? Zic, că am urmat tratamentul pe care mi l-ați dat dumneavoastră. De acolo, zice, dă-mi coace. Se zice, să iau și eu să trec la calculator, să stau de vorbă cu studenții mei, să spun cum am reușit eu. Dar, practic, dumneavoastră ați luat tratamentul cu zeolit. Deci, eu tratamentul de la dumneavoastră am început la 15 martie. Și la sfârșitul aprilie, pe 28, a fost ziua mea de control, ziua mea de film. Deci, a fost o lună și jumătate. Acum, ce v-am mai deci, rugat? Într-o lună și jumătate, atât a rezultat. Imediat, urgent, a dat rezultat. Vă dați seama cât de urgent a dat. Doctorul a fost foarte mulțumit de rezultatul meu, dar nu i-am spus ce am făcut. Am ascuns de el. Și practic acum a scăpat de operație. Da, și acum eu am scăpat de operație. Și rog pe toată lumea, pe toți pacienții care au nevoie și nu găsești să telefonezi la dumneavoastră, că dumneavoastră într-o lună de zile îi puneți pe picioare. Cum vă simțiți acum? Foarte bine, foarte. Nu sunt în stare dacă aș putea telpele vreau să arăta. Dacă eu aș putea să fac metane la ora asta, pe cuvântul meu, n-aș face sute de metane. Cum am fost eu de bolnavă și cum am fost de suferentă și cum am ajuns. Dar nu pot să fac metane, că aș face metane și nu știu, la Dumnezeu, în tot timpul, mă rog, să vă dea Dumnezeu numai bine în toată viața, că toți trăiești și să vă ferească de orice răutate. Cum am fost, Dumnezeu cum am ne-a dat zeolitul, Dumnezeu l-a dat mai departe. Da, nu știu, cu dumneavoastră acolo, cu ajutorul dumneavoastră, să vă dea Dumnezeu sănătate și spuneți la toată lumea care vrea să asculte și vrea să au nevoie, să nu refuze. Că mare greșeală fac. Mare greșeală fac. Dacă vă dați seama, într-o lună și jumătate, într-o lună și jumătate, de la 15 martie până la 28 aprilie, am avut numai rezultate. Cum s-au desfundat? Eu ședeam numai pe gânduri. Știți cum am stat eu când am început tratamentul ăsta și până m-am dus la control? Pe cuvânt vă spun, dacă aveam... Mi s-a terminat și aerul din mine. Nu mai aveam. Zic, Doamne, de-abia așteptam să mă duc să văd cum este. Și când am văzut, eram foarte atentă la doctoriță. Zic, să văd ce vorbește cu asistenta. Știind de rândul ăla, știind aparatul cu urla și făcea rău și o întrebam rândul. Doamna doctor, dar de ce urla aparatul? Zice, să vă spun, să nu vă spun, dar vă spun, zice, sunt vasele înfundate. Și acum nu mai urla aparatul absolut rău. Și în mine era o bucurie din nespus. Știind cum era aparatul și urla și știind acum că nu mai făcea niciun zgomot nu făcea. Și eu în gândul meu mă gândeam, Doamne, zi, nu mai ai tratamentul ăsta cu zeolit, m-a pus pe mine pe picioare. Și m-a ajutat pe mine halul ăsta, cum eram și cum am ajuns.